Nu cred că a spus el acolo, și chiar vă rog să-l întrebați, că 25% din bugetar muncesc și 75% stau. Nu ăla e sensul declarației. Dar nu cred că asta era important. Ba da, a spus 1 și 3. Asta a spus el, pentru că ați citat, nu a spus nimeni asta. Da, da. Eu cred că analiza, clar trebuie să o faci. Analiza trebuie să o faci. V-am spus că mi-a făcut analiza mea în minister și vă vorbesc de ministerul meu. Analiza trebuie să o faci, dar nu trebuie să fie o analiză pe care o faci azi, ai terminat o săptămână viitoare și te-ai oprit. Mai mult de jumătate din cariera mea au fost posturi de conducere. Că ești șef birou, că ești șef serviciu, că ești director, că ești ministru, că ești secretar de stat, președintele comisiei, ce mai vezi, ce funcție de conducere mai sunt în România, că ești întreprinzător particular, analiza trebuie să o faci continuu. Dar de și vreau să vă spun, și cu asta închid și vă răspund, într-un, și vă spun din experiență aici, într-un birou unde sunt 4 bugetari și 3 muncesc și al 4-lea nu muncește, să știți că ăla al 4-lea este aproape exclus de ceilalți 3. Ceilalți 3 merg la șef și le spun, domnule, mi-ai dat 3 lucrări, le-am făcut, lui ăsta i-ai dat 2, nu le-a făcut. Deci lucrurile astea se întâmplă. Că nu-ți faci datoria ca manager și nu iei măsuri cu aia sau chiar nu-i dai afară, dacă este cazul, este altceva. Dar analiza trebuie să fie continuă. Da, eu mă referam strict la numărul bugetarilor, pentru că președintele executiv al PSD, tot de principii, spunea să nu ai, să ai oameni nu foarte mulți, exact cât trebuie de bine plătiți și să fie cât mai eficienți. Și ce nu e corect aici? Păi dumneavoastră spuneați zilele trecute că afirmația că bugetarii sunt mulți e un lucru fals, oamenii, toți bugetarii, se sacrifică la locul de muncă. Da. E o diferență totuși sensibilă între declarațiile noastre și ale domnului Teodorovici. Da. Nu știu dacă este vreo un student din Brăila, mă duc și mă uit în baza de date și vă promit că vin cu el sau îmi iau un student care a făcut internship și vin cu el la o conferință aici dumneavoastră. Să vorbiți direct cu ei. Nu eu. Astea sunt vorbele unui student care a făcut internship, nu sunt vorbele mele. Eu doar l-am citat. Adică el, studentul la internship, a spus chestiunea aceea că bugetarii se sacrifică la locul de muncă? Unii. Nu a spus toți. Unii. Majoritatea, dacă vreți. Dar vreau să vă spun în ce sens se sacrifică? Facem analiză pe text. Păi nu, ca să înțelegem. Adică cum se sacrifică la locul de muncă? În ce sens? În sensul că fac ore peste program neplătite, de exemplu. În sensul că vin și sunt așa duminica, nu sunt plătit suplimentar. Asta e. Spui o chestie, nu le, vedeți cum facem, ne legăm de o nuanță care am pus-o acolo pentru a sublinia efortul lor. Dacă dumneavoastră aveți exemple de altfel... Nu, dar dumneavoastră spuneați mai mult că trebuie generalizat cu poții din politic, așa și la bugetare. Adică faptul că poate dumneavoastră știți 3-4 cazuri sau 300 de cazuri de bugetari care vin și sâmbătă duminică, asta nu înseamnă că e o realitate în altă sistem. Am spus și te rog să nu sari. Am spus că analiza asupra ceea ce se întâmplă într-un loc de muncă unde pe o perioadă e șef, trebuie să fie continuu. Nu se oprește săptămâna viitoare. Și un din atribute, din datoria, de fapt, a unui șef este să-și asume decizii. Dacă înseamnă decizia să-l bagi prin comisia de disciplină ca să poți să-l aduci la loc sau dacă nu chiar să-l dai afară, o iei decizia asta. Dar analiza trebuie să fie continuă, dar noi spunem așa. Dar uitați, hai dacă tot facem dialog, întreb eu. Avem 1.200.000 și au spus ei 400.000. Baza pe ce? Dar nu știu, noi nu vorbeam de ei. Noi spuneam în general dacă de principiu trebuie redus sau nu numărul de bugetat pe principiu n-a enunțat de șeful nostru de partid, domnul Teodorovici. Deci pe principiu enunțat de, cum spuneți dumneavoastră, analiza Ministerului Muncii, mie mai întrebe oameni. Ceilalți miniștri pe minister vreau să-și facă analiza. Eu pot demonstra că îmi trebuie oameni. Deci n-ați vorbit de sistemul bugetat în zona Ministerului Muncii. Da, eu spun de ai mei. Dar vă spun un lucru și vă motivez de ce îmi trebuie mai mulți oameni. De la 2007 ianuarie, de când am intrat în Uniunea Europeană până acum, haideți să ne uităm la numărul de servicii și felul serviciilor sociale pe care le avem atunci și câte servicii sociale sunt în plus acum și felul lor și nivelul de cerință, pentru că trebuie să ne adaptăm la nivelul de salarizare, de legislație al Uniunii Europene. O să vedeți că numărul serviciilor sociale sunt mult mai multe decât erau la acea dată. Și când spuneți că bugetarii se sacrifică la locul de muncă, vă referiți tot la partea de Ministerul Muncii sau la general?
Nu dați ochii peste cap, vreau să mă lămuresc. Deci asta e sacrificiu la locul de muncă. Păi, da, sunt că acolo staie penele și vă rogați de un singur cuvânt. Dumneavoastră ați spus, nu eu. Da, domnule, uite, scrieți că mi-asum eu că spun că toți bugetarii, nu numai cei de la Ministerul Muncii, se sacrifică la locul de muncă. Dacă nu vreți înțeles. Să mergeți pe nuanța asta de sacrificat doar.